Dimineața Blană cu Ramona și Coțofană. Vrem să testăm cât de fani sunt ei unul reciproc. Exact. Cât de fan Voltaj este Andra, cât de fan Andra este Voltaj. Na, să vedem. Cum facem chestia asta? Păi le vom descrie fiecăruia piese de ale celuilalt și vedem dacă le ghicesc sau nu. Și trebuie să știm titlul sau să știm versuri sau ce trebuie. Sau măcar linia piesei. Ceva. Ceva. Măcar să ghicesc titlul. Nu trebuie să ghicești interpretul. Alin, uite-te în ochii mei. Uite-te în ochii mei ca să încep cu el. Ladies first. Haide-mă. Adică rămân. Nu, așa că Ramona îi va descrie lui Călin prima piesă a Andrei. Aveți 30 de secunde la dispoziție. Este o piesă în care Andra vorbește despre idealurile fiecărui om pe care le are de când este mic și despre obstacolele pe care trebuie să le depășească în drumul său spre îndeplinirea acestor vise. Spune că totul este posibil și că tot ce trebuie să faci este să-ți păstrezi speranța și să crezi cu adevărat în ceea ce dorești. Nu-i spune. Va fi bine. Sau, și eu tot la aia m-am gândit. Jur, la inevitabil va fi bine. Inevitabil va fi bine. Sau lucru mare omenie. Nu, mai ziceți. Mai ajută-i, Ramona, mai ajută-i. Păi, ce mai zi o dată textul, că nu le dă două. Fiind sigur că e inevitabil, mie nu te-am mai ascultat pe ultima parte. O să fie bine, și eu la fel am crezut. Nu o cântă singură. Indiciu. Și este vorba despre ceva ce ne dorim cu toții când suntem copii. Exact. Este vorba despre zbor. Avioane de hârtie. Ce piesă? Avioane de hârtie. Cum e? Avioane. Știi să fredonezi un pic din piesă? Păi, trebuie să cânt partea lui Shift, dar nu știu versurile toate. Lasă-mă să o cânt eu. A, B, C, D, E. Ai pierdut ce mai cântam. 1-0. 1-0 pentru Călin. Dar n-a jucat primul meci, știi cum e. Poate să egalez. 1-0 pentru Călin, dar ce-i drept a avut serviciu. Hai să vedem ce face Andra pe serviciul ei. Emoții. Emoții, Andra? Da. Da? Cred că eu nu știu titlurile nici măcar la melodiile mele. Dar păi... A intrat Călin în joc al lumea de tot. Ai văzut ce știu? Da. Haideți să începem Andra, da? Hai. Este o piesă dintr-o... O perioadă din viața omului, plină de distracții, în care, te rog frumos să nu zici nimic, Alin, în care nu prea îți pasă de ce se întâmplă în jurul tău, pentru că viața e frumoasă... Ca la 20 de ani? Fără griji și fără bani? Tânăr vreau mereu să fiu, să trăiesc așa cum știu, ca la 20 de ani. Fără griji, fără bani. Este 1-1 în acest moment între Voltaj și Andra. Până la urmă, egalitate între... Nici nu știu cum să numesc. Sunt fanii la egalitate. Exact. Dar să mergem mai departe. Călin. Piesa Andrei este despre o creatură mitică ce posedă puteri supraomenești, cu ajutorul cărora reușește să hipnotizeze și să modeleze tot ceea ce o înconjoară. Prezența ei în viața oricui este asemănătoare focului, dar îți poate da și aripi să zbori. Iubirea. Nu. O avem cu toții pe această creatură în viețile noastre și ne iubește și ne învață să iubim. Și... Nu-i spune, nu-i spune. E de-a mea, măi, ardelea, mă, nu pomă. Ce vrea să trișeze, Andra, incredibil. Cum adică? Eu zic în defavoarea mea, dar totuși. Această creatură te învață să iubești, te crește, te modelează. Mama, clar asta e. Mama, dar mama. Mama ce e? Ce e mama? Ce? Părinte. Și ce e? Ea ce e? Băieții au ceva. O femeie. Ce e? Și da, și piesa. Deci piesa ce piesă e? Femeia. Hai că zic eu, n-a știut, dar zic eu. Hai că n-ai. Am pierdut cu rast. Păi și ce facem? Nu-i punem punct. Păi nu, păi eu te-aș pune. Dar puneți și din astea mai grele. Păi dau eu niște undele pe care nici voi nu le știți. Hai să vedem, ce se întâmplă și la Andra. Zice așa textul nostru Andra. Imediat ce-l voi găsi, voi trage de timp, până îl găsesc, gata, l-am găsit. Este vorba despre o mare petrecere, Andra. Petrecărețul însă nu prea recunoaște casăricalul. Consumă băuturi alcoolice, se uită după fetele altora, nu vrea să se ducă la culcare, vrea să prindă răsăritul. Și îi blamează mereu pe alții pentru că el petrece animalic. Dă, îi blamează pe alții, este irresponsabil. Dă muzica mai tare? Este irresponsabil. Da, aia
ești aproape, ești aproape. Pe care mergi pe un pod, așa. Exact. Piesa aia pe care mergi pe pod, așa. Și te duci. Și apărul că nu știu linia acum, stai. Dar gata, știu despre ce vorbești. Asume. Nu vrea să-și asume. Dă-mi un indiciu. Din păzor că nu e mai tare. Tare. Dă muzica mai tare. Nu, nu dă, zi, e bine cu dă. Blamează pe alții. Îi blamează pe alții. Dă. Dă mai. Dă pe voltaj. Dă mai departe. Dă vina pe da, gata. Ce? Dă vina pe voltaj, pe mine. Dar vezi că știam despre ce-i vorba. Da, știam videoclip, știam. Videoclip, adică nu. Dă vina pe. Dă vina pe mine. Nu știu titlul melodiei, dar le știu pe toți. Le știi. Mult prea scurt. Păi ce facem, mă? Egalitate. De ce nu mă scurt? Na 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 na, că am stat prea mult. Zânele mele se desfigă așa. E viața mea, dă vina pe ea. Că știu. Felicitări, egalitate. Egalitate, nu? Ce facem? O lăsăm așa la pace? Da. O dăm la pace așa? Da. Bine, mă, să fie la pace. Felicitări. Dimineața Blană cu Ramona și Coțofană.